A fost o primă parte de campionat foarte frumoasă pentru noi, având în vedere locul pe care ne-am clasat. Ne-am îndeplinit obiectivul și așteptăm cu nerăbdare play-off. Credeai în vară că obiectivul intrării în play-off este realizabil? Vă dați seama că în primele meciuri nu puteam să-mi dau seama, deoarece au venit foarte mulți jucători noi, nu știam forța echipei, dar cu cât au trecut meciurile, cu atât a venit și omogenizarea și s-a văzut în clasament. Ce a însemnat pentru voi cei mai tineri faptul că ați avut că aveți cu echipieri jucători foarte experimentați cu titluri în palmares, precum Cernat, Filip, Nicoliță, v-au ajutat și ei în ascensiunea voastră? În ascensiunea noastră nu pot zic că asta decide stafful dacă am crescut în valoare sau nu. Vă dați seama că ne-au ajutat în dezvoltarea noastră, experiența lor ne-a ajutat foarte mult în teren. Filip, să spunem că țin minte o fază, eram mic, eram în academie, dar am avut două zile libere și am avut ocazia să-l urmăresc în meciul decisiv când au câștigat campionatul Coțelul. Și vă dați seama, aveam impresia că este mult mai bătrân, dar el avea 21 de ani și sper că și eu acum, la 21 de ani, să câștig un titlu alături de el. Cu ce crezi că a impresionat viitorul în prima parte a sezonului? Cu jocul ofensiv, clar, am marcat foarte multe goluri, am jucat un fotbal plăcut publicului și sperăm să o facem în continuare. Locul 4 la finalul sezonului regulat, cum apreciezi această clasare? Atâta timp când ne-am îndeplinit obiectivul și echipele nu sunt despărțite foarte mult în clasament. Sperăm că ne-a ajutat foarte mult și sperăm acum la asta să mergem foarte încrezători. Prin această prezență în play-off, viitorul și-a garantat prezența în cupele europene în sezonul viitor. Ce crezi că înseamnă acest lucru pentru un club cu o istorie foarte mică? La cât s-a muncit, având în vedere că sunt de la început în academie și știu cât am muncit, după 7 ani de prezență, de când s-a format echipa, era și momentul să obțin o astfel de calificare. Ești de la începutul acestei echipe în academie, de la promovare ai fost tot timpul în anturajul echipei, fie ca junior, fie mai apoi ca jucător. Echipa a fost pe drumuri în ultimii 2 ani, însă din acest campionat și-a găsit locul aici la Ovidiu, în fața unui public foarte călduros. A contat și aportul publicului în clasarea voastră? Da, în primul 2 ani nu prea am jucat, nu pot să compar anii în care n-am avut public și anii în care am avut, adică anul acesta. Ne mulțumesc pe această cale în primul rând, fără ei nu am fi reușit, chiar dacă, să spunem, la Chiajna primeam gol, nu mai aveam nicio șansă să revenim, nu avea cine să ne împingă de la spate. Aici, chiar dacă primeam gol și poate în unele meciuri n-am reușit să câștigăm, dar ne-am împins de la spate și s-a văzut în teren. Ce așteptări aveți acum pentru play-off? Tratăm fiecare meci ca pe o finală, sunt 10 meciuri, trebuie să dăm maxim. Și orice victorie va conta foarte mult și să sperăm că vom câștiga cât mai multe meciuri acum la început ca să jucăm fiecare meci acolo, să luptăm pentru primul loc. Debutul este chiar pe terenul liderului Astra. Cum crezi că va fi la Giurgiu? Lider pentru o etapă, spun eu, deoarece ne despart doar 3 puncte. Să sperăm că vom învinge acolo și că îi vom egala. Și așteptăm cu nerăbdare play-off-ul acesta. Sperăm că vom juca la fel de bine cum am făcut-o și în prima parte a campionatului.